Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri și ale tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, amin. Voi da citire din Mântuirea Păcătoșilor, capitolul 10, partea a doua. Al doilea lucru care trebuie să aibă cel ce voiește să se împărtășească cu vrednicie este o evlavie lucrătoare. Și dacă vei întreba ce fel și cum este această evlavie, nu știu să stârpuiesc astfel, ci numai îți zic că este o apă alcătuită din feluite flori și mirodenii și varsă minunate mirosuri. Fiindcă evlavia este o duhovnicească lucrare alcătuită din alte pricini și dorințe duhovnicești și sfinte, cu care trebuie să fie împodobit orice suflet când se duce la această sfințită masă. O, Dumnezeule atotputernic, cu câtă zdrobire și umilință, cu câtă frică și cu tremur, cu câte izvoare de lacrimi, cu câtă evlavie și smerenie, cu câtă întreagă înțelepciune a trupului și curățirea Duhului, trebuie să se săvârșească această înfricoșătoare și dumnezească taină, în care într-adevăr se mănâncă sfântul tău trup și se bea cinstitul tău sânge, când se unesc cele cerești cu cele pământești și se împărtășesc cele dumnezeiești cu cele omenești. Când sfinții îngeri stau mai înainte, iar darul tău este preotul și jertfa este adusă în chip negăit și minunat, cine să tălcuiască după cuviință vrednicia acestei pâini, dacă nu-l va întări îndurarea ta? Despre această evlavie să știți, fraților, că trebuie să ne ducem pe de o parte cu multă smerenie și evlavie, iar pe de altă parte cu dragoste și credință și al treilea cu dorință nespusă către această pâine. Aceste trei cugetări trebuie să deștepte în inima ta frica și evlavia. Mai întâi ridică ochii tăi și vezi, socotind mărimea și înălțimea stăpânului, fiindcă în acest fel al pâinii și al vinului se află după ființă și este însuși și cu adevărat aceeași dumnezeiască mărire care a făcut toată lumea, înaintea căreia tremură cerurile și toate zidirile, de la care soarele își primește strălucirea. Și toate stelele și sfinții îngeri stau cu frică, lăudându-l și slăvindu-l neîncetat. Să înțeleagă fiecare cu ce frică și cu tremur trebuie să fie când se duce să se împărtășească. Pentru aceasta și Pavel striga zicând, să se cerceteze mai întâi fiecare, să cerceteze mai întâi fiecare conștiința sa și așa să mănânce această pâine și să bea paharul, că cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie mănâncă într-o osânda sufletului său, fiindcă nu cinstește cum trebuie trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă evreii aveau astfel de evlavie la chivotul legii, care era numai umbră și chip, cu cât să ai tu, creștine, ca să primești pe acest Dumnezeu cu vrednicie în inima ta? Dacă privești la ființa firii tale și la nenumăratele tale păcate, te vei smeri să zici acestea cu lacrimi: cum voi îndrăzni eu, viermele, cel cu totul nevrednic, să primesc fără de frică și cu tremur pe un asemenea stăpân, când am săvârșit împotriva lui atâtea păcate și fără de legi? Cum va intra cel prea înalt în inima mea, care s-a făcut de atâtea ori locuință balaurilor și peșteră necurată a șerpilor? Cu acest gând smerește cât poți inima ta și du-te ca fiul risipitor la casa binelui îndurat al tău, părinte, și cu lacrimi strigă către dânsul: am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic a mă chema fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Plângi ca vameșul și strigă: Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul. Du-te la această masă cu atâta cucernicie și smerenie cât ai avut cât ar fi avut bărbatul ei,
către bărbatul ei o femeie care ar fi călcat cinstea lui, iar el ar fi iertat-o și ar fi primit-o iarăși în casa sa, iar ea socotesc că nu ar fi îndrăznit niciodată să-l privească în față, aducându-și aminte, pe de o parte, nedreptatea și necinstea pe care i-a făcut-o, iar pe de alta, bunătatea și blândețea aceluia ce i-a primit-o după păcat, ca și mai înainte și i-a iertat greșeala. Asemenea, îndurare și mai mult o arată cerescul mire în această taină, primind în casa și la masa sa sufletul acela prin care prin păcat l-a părăsit și s-a făcut desfrânat a diavolului, săvârșind voia lui, iar pe urmă, întorcându-se către Dumnezeu, nu se îngățoșează de el, nici mustră nepriceperea lui, ci mai ales îl primește în ale sale brațe, iar dragostea ta și dorința se va aprinde mai mult, gândindu-te pe de o parte și socotind nemărginita milostivire ce o are stăpânul către păcătoși, pentru că aceasta l-a făcut de s-a pogorât din cer pe pământ și s-a îmbrăcat în trupul nostru și s-a omorât pe cruce pentru noi. Și nu numai acestea, dar ca să nu ne lipsim de dânsul, ci să rămână cu noi totdeauna, după mântuitoarea sa moarte, n-a lăsat în locul său această taină în care se cuprinde acest mântuitor al nostru și stăpân. Și ne-a lăsat-o ca să se afle în tot ceasul cei ce au trebuință de tămăduire, ușa deschisă și să alerge la doctorie ca să se tămăduiască. Că precum dragostea a fost pricina pogorârii sale pe pământ și s-a dat în mâinile păcătoșilor, asemenea dragostea îl face de vine în lume în chipul acestei taine și se dă aceleași mâini și se face dreptilor întărire. Iar păcătoșilor curățire și iertare, această pâine este hrana celor sănătoși și tămăduirea bolnavilor, hrană celor vii și învierea celor morți. Aceasta smerește războiul cel fără rânduială al trupului și întărește credința sufletului. Curățește păcatele, sporește faptele bune. Viază pe om, îi dă răbdare, îl încălzește, îl hrănește, îl înnoiește, îl păzește, îl întărește. Îl face blând la oseneală, răbdător, în cele duhovnicești mai cucernic. Și pe scurt, această sfințită și prea cinstită pâine este un locaș al împăratului împărătesc și cinstitul lui sânge pentru obștească tămăduire a tuturor bolnavilor și deznădăjduiților. Pentru ce, omule, te lipsești de atâta mare dăruire din a tale nevire? Aleargă cu smerenie și evlavie către această sfințită masă, că dacă ești bolnav aici, primești dorita sănătate. Dacă ești sărac, te îmbogățești. De ești flămând, te îndestulezi de tot binele. De ești gol, te îmbraci. Și osenit de ești, te odihnești. Și pe scurt, de orice lucru bun ai trebuință, aici îl găsești. În această mană cerească și prea dulce. Al treilea este dragostea și pofta către această pâine care crește, dacă cunoști darurile și lucrările care săvârșește în sufletele celor ce o primesc cu datornica evlavie. Și ca să o înțelegi mai bine, cunoaște că, precum în locul cel dintâi Adam, care a fost pricina tuturor răilelor și necazurilor noastre, a trimis Dumnezeu alt Adam, următor celui dintâi, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Său, care este nouă dătător a tot binele, asemenea locul acelui rod al pomului neascultării, care a fost pricina tuturor răutăților noastre, ne-a dat această sfântă pâine, care este izvorul tuturor bunătăților. Deci, precum s-au vindecat toate rănile care s-au făcut din ascultarea celui dintâi Adam cu ascultarea celui de-al doilea, tot astfel și toate păcatele și pagubele ce au răsărit din mâncarea neascultării, să te moduiesc prin această pâine și preasfântă, fiindcă este o duhovnicească doctorie pregătită din voința prea înțeleptului doctor, spre tămăduirea firii omenești
care s-a omorât de acea otravă a șarpelui celui vechi. Deci, cine dorește să afle câte bunătăți ne pricinuiește această pâine îndumnezeită, să numere câte răutăți și pagube au venit din acel lemn al mâncării. Că precum pentru aceasta a zis Dumnezeu, în care zi veți mânca din trâsul cu moarte veți muri, și asemenea a zis și pentru aceasta, dacă cineva va mânca dintre această pâine, va trăi în veacă. Și iarăși mai jos zice, de nu veți mânca trupul fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu aveți viață în voi. Vezi cum se împotrivește prea cu înțelepciune această mâncare celeilalte? Ca o doctorie gătită împotriva durerii și rănii cele din tâi mâncări. Acesta este un mijloc cu care se cunoaște la unele locuri lucrările acestei pâini. Celălalt mijloc este, ca să înțelegi și cuprinde în sine această preacinstită taină, adică acest trup al lui Hristos, care fiindcă este unit cu Dumnezeirea, se împărtășește de toate darurile și puterile acestui cuvânt. Și dintre aceasta poți să cunoști câte bunătăți îți lucrează acest Domn când îl primești cu vrednicie, că vine să te cinstească prin prezența sa, să te ungi cu harul său, să te tămăduiască și să te spele cu cinstitul său sânge, cu moartea sa să te învieze și să te lumineze, să aprindă în inima ta dumnezeiască sa dragoste, să te veselească cu nemărginita și nespusa dulceață și să te facă părtaș Duhului său și a toată veselia și fericirea. Această pâine întărește inimile oamenilor, ridică pe cei căzuți, întărește pe cei bolnavi, veselește pe cei întristați, luminează pe cei neînvățați, vindecă pe cei suferinți, face osârduitori pe cei leneși și nepăsători, șterge păcatele cele făcute, pierde ispitele, dă putere împotriva celor viitoare, crește credința, aprinde dragostea, întărește nădejdea, curățește conștiința și face pe cel pe care cel care se cumenică cu mine că părtași dreptului lui Hristos și în sfârșit dă arguna veșnicei fericiri. Deci, dacă lucrează atâtea afaceri de bine și nu le dă în dar cel și ni le dă în dar cel prea bun, cine să nu dorească atâta bogăție? Cine nu va pofti o asemenea mâncare prea dulce și gustoasă? Pentru ce dar te lenevești să te pregubești de o astfel de fericire? Du-te cu smerenie și împărtășește-te de câte ori faci această pregătire, că nu poți să arăți mai mare mulțumire către Domnul decât a te împărtăși cu vrednicie cu trupul său. Să te folosești pe tine atâta ca să te faci Dumnezeu după împărtășire, ne lăsând pe a fi al omenirii, precum fierul când se unește cu focul, se face foc și acesta și aceasta după împărtășire. Precum este regula în lucrurile firii, multul se face puțin în firea sa, adică dacă vei pune o picătură de apă într-un vaz de vin, se face și apa vin, fiindcă apa a fost prea puțină și s-a biruit de cantitatea vinului. Și iarăși, să vezi puțin vin în mare și se face mare și acesta, că se biruiește de nemăsuratul noian. Tot astfel și tu, omule, când te unești cu Sfânta Împărtășanie, cu nemărginitul noian al Dumnezeirii, nu faci pe Dumnezeu în firea ta, fiindcă tu ești nimica pe lângă atâta mărime, dar te faci Dumnezeu prin împărtășire și te sfințești cu Dumnezeescul dar. Și dacă este așa, pentru ce să nu vin toate zilele la această minunată masă? În vremea apostolilor, cei evlavioși aveau obiceiul de se împărtășeau în fiecare zi, iar cei mai leneși, o dată pe săptămână. Și astăzi cei mai mulți se împărtășesc o dată sau de două ori pe an. Vai mie,
Unde sunt acei adevărați robi ai lui Hristos, care prin Sfânta Dăruire se vârșeau semne și minuni, iar noi cei fără de minte, din lenevire, nu voim să sporim spre mai bine, ci îndrăznim a zice că nu mai este acea vreme, nici nu trebuie să îndesim atâta sfântă împărtășire. O nepricepere! Nu voiește oare Domnul să ne mântuim și noi, precum acela? Cu adevărat, acum este vremea darurilor și a cununilor. Acum e vremea bineprimită. Acum e ziua mântuirii. Acum, când ne-am abătut toți de la rău, vrea să arate întru noi Domnul minunile sale, să ne facă sfinți întru slava sa. Numai să ne pregătim și noi a primi darul, lepădându-ne de satana și de lume, după cum ne-a făgăduit la Sfântul Botez. Așa au făcut acei din tâi ai credinței, care dădeau averile lor apostolilor și în toate zilele se împărtășeau. Deci, se înfieguntau întrânșii credința și creștea dragostea lor atâta că nu se temeau de moarte, ci se dau cu tot sufletul la mucenicie. Și aceasta desăvârșise biruia cu darul și puterea acestei pâini a vieții, pe care în toate zilele o primeau. Cât zic că este de ajuns să ne împărtășim numai o dată pe an, fiindcă este lumea plină de păcate și nu suntem vrednici să ne împărtășim de mai multe ori, nu știu ce vorbesc. Pentru că cel ce nu este vrednic ca să împărtășim în fiecare lună, nici în fiecare an nu este vrednic. Că dacă păcatele cele de o lună te opresc de a te împărtăși, arată că cele de peste an te fac și mai nevrednic. Pentru că vremea cu cât trece, cu atât păcătuiești mai rău. Sfântul Ioan Hristostom zice: vremea împărtășirii nu este ziua sărbătorii, ci curățirea conștiinței. Și cine se va împărtăși în fiecare zi cu cuvincioasa pregătire, are plată. Și iarăși, cine se împărtășește în fiecare an, cu conștiința întinată se osândește. Bolnavului trebuie mai multă vindecare decât celui sănătos. Și să alerge la doctorul cel duhovnicesc, să se vindece și pe urmă să vie la masa acea duhovnicească și să se împărtășească cu trupul stăpânului, care este îndeopște doctorie a păcatelor. Numai cu adevărat. Să se pregătească mai întâi, cum am zis mai sus, când însă voiești să primești pe Împăratul Slavei. Omule, nu te duce fără socoteală și păzește câteva zile mai înainte între toate simțirile și lucrările tale, să nu păcătuiești de este cu putință nici cu cea mai mică greșeală. Să nu privești la deșertăciuni, nici să asculți cuvinte necuvincioase. Și mai ales să păzești curată și neîntinată ușa prin care va trece împăratul, adică gura. Să iei seama cu toată o sârdia, să nu găiești cuvinte spurcate, mândrii și altele asemenea. Iar mai mult să-ți păzești inima de spurcate și întinate gânduri. Că acesta este patul pe care se va odihni acest stăpân. Iar de nu iese cu cuvință să se afle necurăție în dânsa și să se îngrățoșeze de ea cel neîntinat. Pentru aceasta lasă toată grija cea lumească și slujba în acele puține zile. Iar dacă ai vreo pricină de nevoie, fă cu bună rânduială și dreaptă sucutală ca să nu se tulbure pacea și odihna sufletului. Și nu te lenevi de cele sufletești pentru cele trupești. Și îndeletnicește-te și roagă-te cel puțin 3 zile înaintea împărtășirii, gândindu-te la toate cele de mai sus, ca să deștepți frica dragostei și a dorinței în sufletul tău către această pâine cerească. Și roagă-te lui Dumnezeu și sfinților lui, și mai ales preasfintei născătoare de Dumnezeu, rugându-te ca să mijlocească a te învrednici darului ei, ca să primești pe fiul ei și stăpânul cu vrednicie în sufletul tău spre iertarea păcatelor tale. Cu o zi înainte, când voiești a te împărtăși, adică de cu seara, postește, nu mânca nimic și toată noaptea priveghează, rugându-te cu lacrimi și umilință.
Dar de nu poți să postești sau să pui veghezi toată noaptea. Mănâncă puțină pâine cu apă după apusul soarelui și privechează cel puțin jumătate de noapte. Și roagă-te gândindu-te la mărirea și vrednicia împăratului pe care îl vei primi în casa ta, că nu este cuvincios să te saturi de cu seara bine și să dormi ca un dobitoc toată noaptea, iar dimineața să te împărtășești, fiindcă într-o mâncare în dinții, fiind încă mâncare în dinții tăi. În Sfântul Munte, monahii care voie să se împărtășească au obicei să postească de luni până sâmbăta, de vin, un de lemn și altele asemenea și mănâncă numai o dată în zi mâncare uscată, adică pâine și apă cu verdețuri nefierte. Și vinerea iau aghiasma mare pentru mai înainte curățirea și sâmbăta se împărtășesc priveghind toată noaptea trecută și rugându-se. Această rânduială trebuie să păziți și voi, mirenii. Mai cu seamă că monahii se împărtășesc de 10 ori pe an și voi vă împărtășiți numai de 2 ori pe an și nu sunteți încă în stare să păziți o scurtă înfrânare. Asemenea și în Rusia obicei, când voiesc să se împărtășească mirenii, nu mănâncă luna, miercurea și vinerea nimic. Roagă-te și citește rugăciunea scrisă mai jos, care va urma imediat. Iar a doua zi, adică în ziua în care ai să te împărtășești, nu pune alt gând sau cuget în inima ta decât să cugeți la patima lui Hristos, bajocoririle, bătăile, lovirile peste obraz, scuipările și moartea cea de ocară, care a primit-o pentru noi, pentru că această taină a mulțumirii s-a făcut spre pomenirea și aducerea minte a patimii stăpânului și trebuie să avem mintea și gândul nostru pironit cu totul la aceasta, că pătimind împreună cu Hristos, să ne și slăvim împreună cu El într-o împărăția cerurilor, care facă-se ca noi toți să o dobândim cu al său har și cu a sa iubire de oameni, a căruia slavă se cuvine în veci. Amin. Rugăciune mai înainte de Sfânta Împărtășire. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, mult milostive și mult îndurate, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care te-a răsimit și a dat nouă aceste prea curate taine ale Sfântului tău trup și sânge, în care mai ales ești cuprins, iată astăzi mă apropii cu frică și cu cutremur la această înfricoșătoare și sfântă masă, ca să mă împărtășesc cu Dumnezeiescul tău trup și mă sfiesc și mă tem, și nu mă, ca nu vind nepregătit și neîndreptat să mânii astfel și să pornesc pe urgie pe un asemenea stăpân a tot puternic, de care se cutremură toate puterile cele gândite și toate zidirile, și să fiu osândit la cea mai grea muncă. Cum să îndrăznească un vierme de nimic, un vas necurat și de necinstă, un lucrător al fără de legii și un fiu al diavolului, cu faptele moșenitor al iadului, defăimător și al dumnezeișilor porunci, și pe scurt zicând, o zidire cu totul nevrednică și străină de vreo bunătate și sălășluire a toată necurățirea, să primească pe atât puternicul Dumnezeu al tuturor, cum să se unească cu cel smerit mândrul, cel mânios cu cel prea blând, cel întunecat cu lumina, cel întunecat cu lumina cea prea sălucită, cel necurat și îngreuiat cu păcatele, cu cel prea sfânt și prea neîntinat. Îngerii se înfricoșează și toate stihiile de tine se cutremură. Cel mai sfânt decât toți oamenii nu îndrăznea să se atingă cu mâna de preacuratul tău creștet și mărturisea că nu este vrednic să deslege legătura încălțămintei tale. Cel mai dintâi dintre apostoli zicea, ieși de la mine că păcătos sunt, Doamne. Credinciosul și evlaviosul sutaș mărturisea că nu este vrednic să intri în casa lui. Și eu cum voi îndrăzni, fiind încărcat de atâtea păcate, să te primesc în casa mea? Dacă pâinile acelea le puneri înainte, care erau numai o umbră și închipuire a acestei pâini, nu le mânca cineva decât numai dacă ar fi fost curat și neîntinat,
Cum voi îndrăzni eu să te primesc fiind cu totul necurat și spurcat? Dacă era mare fără de legea să atinge cineva de chivotul așezământului, care era chip al acestei pâini, pentru care pricină s-a pedepsit preotul Ozan cu moarte năpaznică, cum să nu mă tem eu, nevrednicul, împărtășindu-mă cu tine Dumnezeu tuturor, ca nu cumva să pătimesc mai grea muncă? Dacă samenitenilor, fiindcă nu mai au privit fără evlavie la dânsul, le-ai dat acea cumplită boală și au murit 50.000. O, înspăimântătoare povestire, de care se înfricoșează tot sufletul. Acei nefericiți nu au defăimat chivotul, nici au greșit și mai ales l-au primit cu bucurie. Dar pentru că îl priveau cu îndrăzneală, au murit atâția oameni. O, minune! Unde s-a auzit vreodată să fi dat o mult milostive și mult îndurate atâta muncă pentru așa de mică greșeală? O, prea bunule Doamne, cât iese de vrednică, cât iese mai vrednică decât chivotul această taină, cum să nu mă sfiesc dar primind pe Dumnezeul măririi? Mă cutremur ticălosul și mă spăimânt, socotind înălțimea împărăției și mulțimea greșalilor mele, că toate cele trupești ale mele le-am cheltuit în multe fără de lege. Niciodată nu m-am înfrânat de la voile cele trupești, nici vreo porunca ta am păzit. Toată simțirea mea și toate mădularele le-am întinat, le-am stricat și am netrebnicit, făcându-mă să lași diavolilor. Milostivirile tale de oameni le-am amărât cu lucrul și cuvântul, cu mintea și cu gândul. Nu sunt vrednic să intru în locașul tău, să văd sfânta ta icoană. Nevrednic sunt de lumina de creștin. Nevrednic sunt să calc fața pământului. Cu nevrednicie privesc lumina soarelui. Cu nevrednicie respir aerul. Mă tem să intru în cămara ta ca nu cumva să fiu legat de mâini și de picioare și îngerii tăi să mă arunce în întunericul cel mai din afară, neavând haină de nuntă. Cum voi îndrăzni, stăpâne al îngerilor, să te primesc în întinatul meu trup, care s-a făcut peștera tâlharilor, locuința scorpilor și a balaurilor? Cum să intri în sufletul meu, care s-a făcut desfrânată a dracilor? Cum te vei odihni în inima mea, care este vas a toată viclenia, a toată necurăția și spurcăciunea? Cum să treci cel neîntinat prin spurcatele și necuratele mele buze? Căci nu este parte neîntinată în sufletul meu. Pentru aceasta mă rușinez și mă înfățișez înaintea ta cu nevrednicie. Deși mulțimea fără de legilor mele mă înfricoșează și mă îngrozește, dar noianul cel nemărginit al milei tale și adâncul cel nemăsurat al îndurării tale îmi dă îndrăzneală. Negrăita ta bunătate îmi dă nădejde să mă înfățișez aducându-mi aminte de acele cuvinte prea bune și mai dulci decât ambrozia și nectarul pe care le-ai zis când erai trupești aici în lume. Veniți toți, cei osteniți și împovărați și eu, vă voi odihni pe voi. Nu au trebuință de doctor cei sănătoși și cei bolnavi. Nu am venit să chem pe cei drepți la pocăință și pe cei păcătoși. Așadar, îndurate, nu ai venit să chem pe păcătoși, pe drepți și pe păcătoși, ci să te odihnești și să odihnești pe cei osteniți și împovărați. Primește-mă și pe mine cel nevrednic. Mângâie-mă pe mine întrisatul. Luminează-mă pe mine cel orbit, mort fiind eu, înviază-mă, sărac fiind, îmbogățește-mă, flămând, satură-mă, însetat fiind, adapă-mă, bolnav fiind, tămăduiește-mă. Nu te îngrețoșa de mine, cel rănit, Doamne, căci cu cât sunt rănit și zdruncinat de păcate, cu atât mai mult se face minunat și se va slăvi darul tău întru mine. Că nu s-a îngrețoșat de un astfel de necurat și spurcat ca mine, ci a prisosit acolo unde
s-a înmulțit fără de legea. Păcătuit am mai mult decât desfrânata și decât fiul cel risipitor. Viețuit am în desfrânări și mai mult decât vameșul am făcut fără de legi. Și precum nu ai defăimat lacrimile acelora, nici te-ai îngrețoșat de fără de legile lor. Ca un îndurat și mult minostiv, așa, primește-mă și pe mine nevrednicul și iartă unuia ce ți-a greșit prea mult și se tânguiește prea puțin. Eu nu am astfel de lacrimi să spăl cinstitele și sfintele tale picioare, căci prea curatul și mult cinstitul tău trup ce ai vărsat pe cruce pentru dragostea noastră ajunge să spele toate păcatele lumii. Îndar mântuiește-mă pe mine osânditul, să nu mi se facă înmulțirea păcatelor mele această îndrăzneala mea, ca nu defăimându-te pe tine, că nu defăimându-te pe tine mă apropui, ci în lipsa ta să nu mă fac jertfă celui gândit, așa prea dulce, Doamne Iisuse. Mă rog bunătății tale să-mi fie mie această sfântă împărtășire, arvună și întărire pentru împărăția acea veșnică și învrednicește-mă să călătoresc în această viață pe calea cea strâmtă și necăjită, ca prin această vremenică rea pătimire să dobândesc veșnica fericire, lăudând și slăvind pe cel fără de început al tău, Părinte, și pe Sfântul Duh în veci. Amin. Capitolul 12. Altă rugăciune după Sfânta Împărtășire. Binecuvintează sufletele ale meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletele ale meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui, pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta. Nu uita, o, suflete al meu, nemulțumitor, nenumăratele daruri ce ai luat de la ziditorul și muntitorul tău. Și în fiecare ceas laudă și slăvește, închinându-te și mulțumește unui asemenea bogat într-un darul binefăcător pentru multele bunătăți ce ți-a făcut, și să primească acea nemărginită mărire, ființa acea veșnică, cel fără de început și de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu cel necuprins, negrăit, nevăzut și tuturor neîncăput, să vină astăzi să te cerceteze cu toate puterile cerești. O nespusa ta îndelung răbdare! O smerită, smerenie negrăită și plecăciune nepovestită! Acela pe care nu-l încap cerurile și toată lumea a voit pentru multa sa îndurare și bunătate să se unească minunat cu un suflet păcător și cu totul necurat, ca să-l curățească de toată spurcăciunea și să-l simțească și să-l îndumnezească prin împărtășire și prin dar. O, mult milostive Doamne, ce mulțumire și răsplătire îți voi aduce că ai venit astăzi ca să mă veselești și să mă cinstești atâta cu minunata ta venire de față. Dacă aș fi avut atâta limbi câte stelele sunt în cer și nu aș fi putut să mulțumesc după cuvință pentru această facere de bine minunată. Dacă mama Botezătorului înainte, când a văzut pe preacurata Fecioara Maria intrând în casa ei, s-a minunat și s-a smerit, ca să o cerceteze și bucurându-se a strigat, de unde este mie aceasta să vină Maica Domnului meu la mine, cu cât trebuie mai mult să mă minunez eu, viermele cel cu totul netrebnic, zicând împreună cu dânsa, de unde mie aceasta, cum m-am învrednicit de-a ta bunătăți, ca să vină la mine nu Maica Domnului meu, ci însuși împăratul îngerilor, să intre în înăuntru meu, să mă veselească și atâta să mă cinstească. O smerenie nespusă, să primești tu cel întru tot lăudat și preaslăvit să vii la mine cel mai păcătos decât toți oamenii, care ți-a greșit de atâtea ori călcând poruncile tale și făcându-mă casă tălharilor. De unde mi-e aceasta, Doamne? Tu, cel ce săpânești toată zidirea, având scaun cerul și așternut picioarelor pământul, pe care te laudă soarele și
te slăvește luna. Tu, cel ce șezi pe căruvim și te cobori la atâta smerenie, mulțumesc cu ție, Doamne, al meu, și mă închin și slăvesc eu nevrednicul, că nu numai m-ai cercetat astăzi, ci ai și unit într-un tine sufletul meu cu unire minunată și preaslăvită, pe care ai asemănat-o în Sfânta Evanghelie, cu dumnezeiasca unire pe care o ai cu Tatăl, că precum Tatăl întru mine și eu întru el, așa și cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele, trupul tău și bea sângele tău rămâne întru tine și tu întru el. Se minuna prorocul David de multă purtare de grijă pentru om și zicea: ce este omul că îl pomenești pe el și îl cercetezi pe el? Și acum, cât este de minunată aceasta, nu numai că să-ți aduci aminte, ci și să te faci om pentru dânsul, să mor, să te dai spre mâncare și băutură, să te unești cu el, prea minunat. Se spăimânta împăratul Solomon și se minuna cum vei locui în acea biserică în care în atâția ani și cu atâta cheltuieli ai zidit-o și mirându-se zicea: este cu putință oare să te cobori pe pământ, Dumnezeule cel nevăzut, dacă cerurile cerurilor nu te încap, cu cât mai vârtos casa aceasta pe care eu am zidit-o, cu cât este mai minunat să voiești tu însuți Domnul, cu chip deosebit, să locuiești într-un suflet păcătos, pentru că nu s-a osenit măcar o zi să-și găsească locuința. Se mira toată firea cea cuvântătoare văzută și gândită, văzându-te pe tine Dumnezeu făcându-te om, că te-ai plecat a te pogorâ din cer pe pământ și să petreci 9 luni în pântecele cel nesicat al purura Fecioarei Maria. Și era pe drept să se minuneze, pentru că acesta este lucrul cel mai ales și fapta cea mai vrednică pe care ai făcut-o. Dar acel preacurat Mitras era plin de daruri, mai strălucit decât razele soarelui, mai curat decât toate puterile cerești și împodobit cu fapte bune, mai mult decât cerul și decât toată lumea. Și așa s-a învrednicit să ți se facă încăpere și sălășluire. Cât trebuie acum să se minuneze toată zidirea că tu însuți, același Domn, ai voit a te sălășlui în sufletul meu cel întinaș și plin de rea putoare. Lăudat-o te-au pe tine, Doamne, cerurile, binecuvântat-o te-au îngerii la această lucrare și mare milă. Ce binefacere mai mare, care dar mai prețuit și care dragoste mai fierbinte s-ar putea asemăna cu dumnezeieștile daruri? O pricină a toată veselia și desfătarea, izvorul darurilor, omorârea patimilor, leac prea mântuitor, pâinea vieții, foc al dragostei, odihnă a Duhului, mântuire a sufletelor, masă împărătească, hrană îngerilor și dulceață a toată fericirea cerului. Ce răsplătire îți voi aduce pentru acest dar, stăpâne? Și de ce nu am atâta dragoste pe lângă îndurarea ce mi-ai arătat-o? Tu, împăratul veacurilor, m-ai iubit atâta pe mine, ticălosul și nevrednicul, și eu să nu te iubesc și să te doresc pe tine, cel prea înalt și mirele cel prea bogat al sufletului meu? Iubite voi, Doamne, virtutea mea, dulceața și hrana mea și desfătarea mea. Aprinde, stăpâne, inima mea întru dragostea ta și să se prefacă precum fierul în foc, ca să nu mai doresc altceva în această lume decât pe tine dorința cea mai de pe urmă a sufletului meu. O foc dumnezeiesc, o rană prea dulce, o închisoare prea dorită, pentru ce să nu mă leg cu un asemenea lanț? Pentru ce să mă rănesc cu o asemenea săgeată și să mă ard în acest foc dumnezeiesc și dragoste mântuitoare? Să se topească cele dinăuntru ale mele ca ceara în foc și ca zăpada de soare.
Ce să dorești suflet al meu și să nu afli în această, în această pâine? Ce bine dorești și să nu-l dobândești în această îmbelșugare de mană cerească? Pentru ce te rătăcești, o nepriceputule, căutând lucruri mincinoase și deșarte? Dacă poftești dragoste, dulceață și desfătare, aici sunt cele mai scumpe și mai dulci, care nu se pot afla în toată lumea. Dacă voiești vistierie, bogăție, slavă, cinste și altele asemenea, aici este vistieria cerească, cinstea toată lumea și sfârșitul tuturor bunătăților, care îmbogățește pe cele cerești și pe cele pământești. Dacă poftești drăgătorie ca să te cinstească și să-ți cucernicească, să-ți se cucernicească lumea, aici afli mai mare vrednicie decât ai fi putut dori. Pentru că te unești cu Dumnezeu și ți se închină toți îngerii, stând împrejurul stăpânului și împăratului lor, precum fac păzitorii și slujitorii împăratului ceresc, urmându-l oriunde merge și îl păzesc. Și în sfârșit, orice bine pe care îl poftești, îl găsești fără îndoială în această dumnezeiască pâine. Pentru ce dar să te păgubești din înăvire, de asemenea îndesulare, dulceață și vistierie neprețuită, care ți se dăruiește fără de argint sau altă plată. Nu fi nepriceput și necunoscător, nu căuta alte plăceri ale trupului, ci împărtășește-te cu o asemenea duhovnicească dulceață, veselie și desfătare cerească. Nu te mai îngriji de certăciunile lumii, nici de cele trecătoare și deșarte nu te griji, când poți în această taină pe cele adevărate și cele cerești. Fiindcă mai învrednicit, Doamne, de masa ta prea înfricoșătoare și mai primite în sfintele tale brațe, mai veselit cu atâta desfătare, mai făcut să fiu dator cu nenumărate faceri de bine și mai legat cu lanțul dragostei tale cele tare, de acum înainte mă lepăd pentru această dragoste a ta de dragostea lumii și toată desfătarea. Nu mai este de acum lume, nici tu pești îndulcirile pentru mine. Îndepărtez de la mine toate aceste mincinoase și înșelătoare vise, căci numai acesta este binele cel adevărat și desăvârșit. Cel ce mănâncă pâinea cerească, nu se cuvine să mai mănânce hrană dobitocească. Cel ce a primit pe Dumnezeu în casa sa, nu este cu dreptate să mai primească altă zidire nevrednică. Dacă sufletul meu s-a unit cu împăratul ceresc prin mijlocirea acestei pâini, cum să se mai înjosească în deșartă rătăcire a faptelor vechi? Cum voi deschide ușa inimii mele vreunui gând spurcat? Cum voi lăsa să intre în sufletul meu vreun lucru spurcat și necurat, când El ți-a sfințit prin dumnezeiescul dar al venirii tale? Cum să vorbească cuvinte spurcate și deșarte limba aceea pe care a trecut cel neîntinat? Doamne al meu, prea dulce, fiindcă atât am mai cinstit cu această cercetare a ta, rogu-mă bunătății tale, binecuvintează-mă și dă-mi putere să săvârșesc acest drum al nemerniciei mele cu petrecere îmbunătățită, ca să nu mai greșesc împărăției tale. Așa tot puternice și mult dăruitorule, binefăcătorule, fă-mi această bunătate cum, după cum avea obicei. Pe când umblai trupește, totdeauna să adaugi dar lângă dar și binecuvântare, lângă binecuvântare și sfințenie. Te-ai pogorât din cer în această lume care era întunecată de idolatrie, luminând-o și izbăvind-o din păgânătate. A intrat în pântecele cel fecioresc al prea neîntinatei Fecioare Maria? Și cine poate să povestească atâta cinste și slavă ce i-ai dat și ai îndumnezeit-o, încât toată lumea pământească și cerească îi se închină și o cinstește ca izbăvitoare a toată lumea? Intrat ai în casa lui Matei și din vameș l-ai făcut evanghelist și apostol. Te-ai dus în casa lui Zacheu și îndată s-a arătat
dumnezeiască schimbare. Ai intrat în casa lui Simon Petru și ai tămăduit pe soaca sa. Te-ai dus de multe ori în casa Mariei și a Martei și le-ai învrednicit de duhovnicească avuție și de multe alte haruri și daruri. Te-ai suit pe cruce și atâta ai binecuvântat-o și ai sfințit-o, că ceea ce mai înainte era rușine și o sânda tâlharilor acum îi se închină împărații și o cinstesc. Ai intrat în mormânt cu trupul și l-ai cinstit atâta, că din toată lumea se adună arhiereii, împărații și voievozii de ei se închină. Te-ai pogorât până la iad și ai mântuit pe strămoși cu dumnezeiasca ta prezență și ai dus în rai. Și iarăși, fiindcă ai primit pentru multa ta îndurare și ai intrat astăzi în smerita casă a sufletului meu păcătos, bine cuvintează pe aceasta Doamna meu și dăm putere și ajutor să fiu recunoscător la această binefacere, făcându-mă vrednică sălășluirea ta și să nu mai săvârșesc păcat de moarte în toate zilele vieții mele, ca să plac totdeauna și să ție și să nu mă, și să nu mai pleci de la mine, ca să se păzească darul tău până la ceasul ieșirii mele din cursele diavolilor. Omoară-mă trupește și viază-mă duhovnicește. Fă-mă să nu mai viez eu, ci unoiește-mă prin dragoste și să mă prefaci, să prefaci într-un mine și să te prefaci într-un mine. Ia-mi lumina ochilor trupești. Lipsește-mă de mâini și de picioare, ca să nu mai pot face vreo slujbă trupească, nici să văd deșertășiunile lumești și vătămătoare de sule, ci numai să viez împreună cu tine și tu într-o mine. Numai pe tine te doresc, iar voilor mele celor trupești, pe ele le urăz din toată inima mea. Darul tău să fie bucuria mea, desfătarea și veselia, dulceața și lejuita hrană a sufletului meu, cu care să se hrănească numai, iar bucatele cele trupești să le înlătur. Învredicește-mă atotputernice stăpâne, a mă izbăvit de patima iubirii de argint, de iubirii de dulceți, ticălosul, ca să petrec viață liniștită și neturburată, căci nu este cu putință a mă izbăvit de acestea fără ajutorul și darul tău. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, rog-mă cu lacrimi bunătății tale, îndurate și mult milostive, Doamne, ca să dobândesc această cerere prin rugăciune prea curatei și prea slăvitei Maicii tale și ale tuturor sfinților celor ce din veac ce-au bineplăcut ție, ca după această a mea surgiunie să mă vrednicesc a fi împreună cu tine în ziua cea neînserată a slavei tale și să te slăvesc odeauna pe unul dintre ime Dumnezeu într-un nesfârșit și vecii vecilor. Amin. Capitolul 13. Câteva minunate povestiri despre judecățile lui Dumnezeu pentru cei ce au îndrăznit cu nevrednicie să slujească Sfânta Liturghie. Se vede în lapsa icon, pe care am și postat-o toată cartea, o găsiți pe pagina mea de Facebook, pe pagina mea de YouTube, pe care am postat aici, pe care vedeți această înregistrare, este și lapsa iconul și... și cealaltă carte tot din această gamă, se vede în lapsa icon, adică în viețile cuvioșilor părinți, că un preot era rănit greu la cap, fără să se fi lovit vreodată. Și din slobozirea lui Dumnezeu i-a putrezit nu numai carnea, dar și oasele și ieșea astfel miros greu și materie împuțită. Era o privire jalnică și nu putea nimeni sta lângă dânsul. Văzând că nu se găsește doctor să-l vindece, s-a dus la schit să găsească pe cineva îmbunătățit să-l ajute. Și acolo i-a spus oarecare, cu numele Ava Macarii Alexandrinul, a tămăduit mai mulți bolnavi și mai ales pe o femeie care avea o boală fără leac și curgeau viermii din trupul ei. Văzând-o cuviosul, s-a milostivit și rugându-se 7 zile și 7 nopți a tămăduit-o. Acesta, auzindu-le preotul, s-a dus la chilia lui rugându-l să-l vindece.
Iar Sfântul, ca un văzător mai înainte cu Duhul, a cunoscut pricina și nu i-a răspuns niciun cuvânt milostivitor, ci l-a lăsat zăcând afară din chilia lui 3 zile. Ucenicilor le-a fost milă de bolnav și a rugat pe Ava să aibă milă spre cel de 3 ori ticălos, iar el le-a zis, nu este vrednic să se vindece și să vă fie milă de el, că Domnul l-a pedepsit cu această boală cumplită, fiindcă a curvit, apoi întinat, a îndrăznit a sluji Sfânta Liturghie și nu s-a temut că îl va ucide dumnezeiasca judecată în ceasul în care s-a atins acel neîntinat mărgăritar pe care l-a primit spulcata sa gură. Revin în câteva secunde. Spuneți-i, dar, să se depărteze de acum înainte de a sluji Sfânta Liturghie și să slăvească pe Domnul, că s-a milostivit spre dânsul, să-l dea în trup, să-i dea în trup această pedeapsă vremenică spre a nu-l osândi veșnic. Acestea, văzându-le preotul cu totul sfrământat, de mai înaintea vederea cuviosului, a plâns cu amar și s-a jurat că nu va mai îndrăzni a se mai atinge de cele sfinte. Atunci Sfântului i s-a făcut milă și a zis, crezi că Dumnezeu cunoaște cele ascunse ale tuturor oamenilor sau nu? Iar el a zis, cu adevărat așa preasfinte părinte, iar cuviosul i-a zis, dacă cunoști cu adevărat greutatea fără de legii tale și mărturisești că această boală ți-a venit de la Dumnezeu pentru nerușinarea și de făimarea aceasta, pocăiește-te. Dar din toată inima, rugându-te prea milostivului Dumnezeu cu lacrimi fierbinți, să te miluiască și să te pedepsească în veac, și să nu te pedepsească în veac cu ceva să fie. Iar preotul iarăși s-a jurat că nu va mai încerca să facă nicio slujbă preoțească, ci să îndrepteze petrecerea sa după cum trebuie. Atunci Sfântul a pus dreapta sa pe capul celui suferind, și făcând rugăciune către Domnul, l-a blagoslovit și l-a trimis sănătos la casa sa. Se vede iarăși în cartea Livada Florilor această minune pe care o scrie Chesarii și alții. Că era un alt preot nevrednic și totdeauna când slujea Sfânta Liturghie, slăbeau toate modularele lui în ceasul când urma să se împărtășească. Și mai cu seamă, mâinile îi tremurau atâta încât se primejdia să cadă potirul și avea mare chin ticălosul până să se vârșească Sfânta Liturghie. Într-una din zile s-a întâmplat să fie de față un om duhovnicesc evlavios și îmbunătățit, care a văzut o om înfricoșătoare vedere, adică în ceasul când voia să se împărtășească preotul, s-a prefăcut măgăritarul, adică Sfânta Împărtășanie în pung viu, și oprea pe preot de la Sfânta Împărtășire, adică se lupta cu preotul și îl oprea să nu se împărtășească cu el, iar el apuca cu sila pe prunc și l-a apropiat de gură ca să-l mănânce. Dar pruncul își întorcea fața într-altă parte și nu vrea ca să intre în gura lui. În sfârșit, după ce s-a luptat mai mult, a intrat Sfântul Prunc în nevrednica la gura preotului, dar cu fața foarte mânioasă și tulburată. Aceasta văzându-le duhovnicul, a înțeles pricina și după liturghie a povestit în taină preotului vedenia și l-a sfătuit așa. Păzește-te de acum înainte
să nu mai îndrăznești a sluji niciodată, ca să nu se mânie dreptul judecător și să te ucidă cu trăznet sau cu sabie nevăzută, precum și alții mulți au pătimit, și să-ți muncească veșnic ticălosul tău suflet. Îndreptează-te dar prin pocăință și mărturisește și plângi cu amar că nu știi dacă vei ajunge până mâine. Eu cred fără îndoială că pentru mântuirea ta m-a luminat Domnul astăzi să viu la liturghie. Deci să nu mai e de fain de acum înainte milostivirea Domnului nostru, care te-a așteptat atâta vreme la pocăință și nu te-a pierdut ca pe un defăimător și nerușinat. Acestea, auzindu-le, preotul s-a înfricoșat și pocăindu-se din toată inima și-a mărturisit păcatele, făcând canonul pe cum se cuvenea, și n-a mai îndrăznit mai mult să săvârșească cele sfinte și n-a mai căzut în păcate, în păcatele de mai înainte, și s-a sfârșit în petrecere plăcută lui Dumnezeu. Aproape de mitropolia Constanței, din insula Cipru, este un sat ce se numește Trachiada, în care cu 10 ani înainte de luarea acestui ostrov de către păgâni, era un preot care, bajocorindu-se de diavol, a învățat de săvârșit meșteșugul vrăjitoriei și într-o atâta nedumnezeire și de făimare a venit ticălosul că mânca și bea din sfintele vase cu femeile. Deci, dumnezeiasca judecată nu a mai răbdat atâta nerușinare, ci vădindu-l guvernatorului, acesta l-a osândit la moarte. Era atunci arhiepiscop al Osovului acelui avrednicul de pomenire Arcadie. Când au adus pe acest preot necurat și prea îndrăzneț în mijlocul priveliștii, unde era adunată mulțimea nenumărată ca să vadă pierzarea acestui rău cărincios, sfetnicul guvernatorului, care era înțelept și prea învățat, a vorbit către dânsul acesta: spune, o necuratule și prea nelegiuitule, dacă ai defăimat divanul nostru cel stricăcios și nu te-ai temut de înfricoșitoarea judecată, dar la acel sfințit altar al dumnezeieștii mării, cum ai îndrăznit și te-ai apropiat călcătorului de lege? Cum ai săvârșit acea jertfă fără de sânge? Cu ce inimă întinată primeai pe cel cu totul neîntinat? Cu ce buze iudaicești îl țăutai? Cu ce mâini spurcate l-ai pipăit de 3 ori, ticălosule? Cu ce ochi îl priveai? Cum nu te cutremurai și nu te temeai ca nu cumva să se deschidă pământul și să te înghită sau să cadă trăzne din cer și să te ardă cu totul? Că slujind și închinându-te diavolului, ca un porc înămurit în noroi, împărtășai pe popor cu dumnezeieșile taine. Atunci a răspuns spurcatul: pe Dumnezeu meu, care mă va pedepsi prin mâinile voastre într-o acest ceas și mai mult în focul muncii fără sfârșit, nu mint, că din ceasul în care m-am făcut vrăjitor și semecător, nu slujeam eu Sfânta Liturghie, ci când intram în Sfântul Altar, se proroga Dumnezeescul Înger și mă lega în dosul stâlpului și săvârșea el Sfânta Liturghie, iar după ce îi spăvea toată slujba ca să împărtășească poporul, atunci mă dezlega și ieșeam. Acesta, auzindu-le mulțimea adunată acolo, a slăvit pe Dumnezeu zicând: mare este Dumnezeul creștinilor, mare este credința drept slăvitorilor. Acesta, strigând poporul, preotul cel fără de lege, osândându-se prin însăși gura lui de toți, a fost ars în foc ticălosul. În Franța era un alt preot nevrednic și slujind într-o sărbătoare în fața mulțimii, în ceasul când voia să se împărtășească, a căzut foc din cer și i-a ars mâinile până la coate, rămânând jalnică privirea tuturor. Și multe alte pilde aveam să vă scriu ca să mă înfricoșez, ca să se înfricoșeze cei ce cu nevrednicie slujesc, dar pentru ca să scurtăm cuvântul, scriem numai una prea înfricoșătoare. Era un tânăr în Saxonia, cu numele Undus, care avea dragoste să învețe carte și nu putea, fiindcă era greu la minte și nu înțelegea de fel. Mergând la biserică, se ruga Domnului și prea curatei Maicii sale ca să lumineze să poată învăța. Așa a făcut de multe ori, rugându-se într-o noapte, a văzut în vis pe prea sfânta care i-a zis: iată, îți dau ție darul înțelepciunii.
Însă păzește-te și tu să nu te faci nemulțumitor facerii de bine, ci să iei pedeapsă sufletească și trupească. Sculându-se, tânărul din somn s-a aflat atât de înțelept dascăl, încât toți se minunau de înțelegerea și de cuvintele lui. Și aceștia, cunoscând că nu era de la oameni învățătura lui, ci din cer, îl cinstau și îl aveau la evlavie. În puțină vreme a murit mitropolitul și l-au ales pe dânsul la arhiereul cetății. După ce a luat vrednicia, nu petrecea cu plăcere de Dumnezeu, ci ca mai înainte, după ce a luat vrednicia, nu petrecea cu plăcere de Dumnezeu ca și mai înainte, ci uitând darul cel mare ce a primit de la Dumnezeu, nemulțumitorul nu păzea rânduiala și canonul bisericesc, ci își făcea toate voile trupului și mai rău decât toate îndrăznea, a sluji fără mustrare și conștiință și hirotonisea pe alții curvari fiind și necurat. Prin urmare, dumnezeiasca judecată nu a mai răbdat asemenea rușine, ci l-a pedepsit în chip înfricoșat spre pilda altora, ca să tremure ce asemenea lui și să nu mai îndrăznească să atinge de cele sfinte. Și așa s-a sfârșit. Să fie spre folosul celor care au privit, spre slava lui Dumnezeu și spre înfricoșarea celor care pun în vrednicie se apropie de Sfintele Taine, iar celor ce se apropie spre îndreptare și spre pocăință. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.